În 2017, primul obiect interstelar cunoscut care a intrat în sistemul nostru solar a fost descoperit dintr-un observator din Hawaii. Obiectul era asteroidul denumit Oumuamua. Oamenii de știință nu știu din ce este făcut și unii sugerează că nu este nici măcar un asteroid, ci un obiect tehnologic extraterestru trimis în sistemul nostru solar în scopuri de observație. Deci, de ce nu poate cineva să-și dea seama exact ce este? Chestia este că Oumuamua a fost descoperit doar când ieșea din sistemul solar. A fost detectat la o distanță de 33 de milioane de kilometri de Pământ. Deci nu avem nicio idee cine și ce sau când se fac vizite în sistemul nostru solar. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că oamenii de știință au raportat recent că există acum 29 de exoplanete cunoscute în galaxia noastră, din care este posibil să observăm Pământul și chiar să interceptăm transmisiile noastre radio. Deci, de unde știm dacă extraterestrii ne urmăresc? Ar trebui să declanșăm o alarmă mare pentru întreaga planetă? Și dacă este vorba despre asta, cum putem preveni o invazie extraterestră? Putem fi urmăriți din sistemul solar? Unii astrofizicieni cred că asteroidul Oumuamua este probabil o navă spațială extraterestră. Mi se pare un lucru nebunesc, dar să nu trecem la nicio concluzie încă. Din păcate, nu am reușit să facem o poză cu asteroidul, dar schimbările în luminozitatea sa indică faptul că e modelat ceva în forma unei țigări uriașe. Și știți ce altceva mai are o curbă a luminozității similară? Orice alt obiect care este mai luminos pe o parte și mai slab pe cealaltă parte. De exemplu, sonda solară Parker, proiectată de NASA. Mai mult, oamenii de știință nu pot explica traiectoria lui Oumuamua. Potrivit calculelor lor, înainte de a intra în sistemul solar, acesta de fapt stătea nemișcat, de parcă aștepta ceva. Acest lucru este extrem de ciudat pentru un asteroid care ar fi trebuit să se miște prin spațiul interstelar cu o viteză mare. Mai mult, cu cât asteroidul se îndepărta de Soare, cu atât accelerația lui scădea. Aceasta este o caracteristică tipică a cometelor, nu a asteroizilor. Dar Oumuamua nu arată deloc ca o cometă. Astrofizicienii consideră că o traiectorie atât de neobișnuită ca aceasta ar putea fi o indicație a unei nave spațiale cu panouri solare. El crede că dacă Oumuamua ar fi fost o sondă spațială extraterestră, s-ar putea să fi lăsat în urmă urmăritori pentru a privi Pământul. Oamenii de știință au lansat ceva pe care l-au numit Proiectul Galileo. Proiectul își propune să observe sistemul nostru solar și să alerteze instant oamenii de știință dacă mai intră obiecte exterioare în el. Proiectul Galileo a însărcinat observatorul Varus C. Rubin din Chile ca primul care va începe să lucreze la această sarcină. Cu ajutorul său, oamenii de știință caută artefacte extraterestre în apropierea sau care se apropie de Pământ. Proiectul va încerca de asemenea să obțină imagini de înaltă calitate a obiectelor neidentificate, ajutând oamenii de știință să înțeleagă mai bine natura lor. Potrivit acestora, un telescop de un metru cu un senzor contemporan poate detecta particule cu dimensiuni de până la un milimetru la o distanță de un kilometru. Proiectul Galileo intenționează de asemenea să utilizeze inteligența artificială pentru a analiza datele tuturor observațiilor telescopelor existente. Acest lucru va ajuta la detectarea obiectelor extraterestre pe orbita Pământului. Dar putem fi urmăriți nu numai din sistemul solar. Într-un studiu recent, astronomii au determinat punctele din spațiu din care ar putea fi observat Pământul. Pentru a detecta o planetă, trebuie doar să-i observați steaua atunci când planeta se mișcă pe orbita sa și trece prin fața stelei sale. Observăm o eclipsă foarte ușoară, o schimbare a strălucirii aparente a stelei, iar aceasta se numește tranzit. Oamenii de știință au descoperit până acum 1715 sisteme solare în care în ultimii 5000 de ani civilizațiile extraterestre ar fi putut detecta planeta noastră. 46 dintre ele sunt suficient de aproape pentru a intercepta semnale radio de pe Pământ și pentru a afla că există viață pe el. În aceste sisteme stelare există 29 de planete potențial locuibile și de la care teoretic am putea fi urmăriți. Imaginați-vă câte civilizații extraterestre diferite ar putea deveni conștiente de Pământ. Poate că unii dintre ei au început deja să exploreze spațiul și poate unii chiar au învățat să zboare mai repede decât viteza luminii sau cel puțin aproape de ea. Și atât timp cât noi facem presupuneri, una dintre ele ar putea fi chiar o civilizație de insecte gigante, ucigașe și foarte inteligente.
Cine știe? 4 din cele 7 planete din sistemul solar 3PIST-1 ar putea intercepta transmisiile noastre radio, chiar dacă sunt la 45 de ani lumină de Pământ. Dar vor trece 1500 de ani până când potențialii locuitori ai sistemului vor putea vedea tranzitul Pământului în fața Soarelui nostru. Iar locuitorii planetei cunoscute sub numele de ROS-128b ar fi putut urmări Pământul de câteva milenii, dar acum 900 de ani și-au pierdut punctul de observație. Cu toate acestea, oricare dintre cele două planete care orbitează steaua T-Garden va putea observa orbita Pământului cu Soarele nostru ca un fundal frumos gigant în doar 30 de ani. Acest sistem este la doar 12 ani și jumătate lumină distanță. Dacă există o civilizație extraterestră acolo, am putea face schimb de semnale radio cu ei, cu excepția cazului în care, bineînțeles, vor să vină și să ne întâlnească cu adevărat în persoană, mai degrabă decât să ne urmărească în alte scopuri. Se pare că acele sisteme stelare de la care se poate vedea tranzitul Pământului sau intercepta semnalele noastre radio sunt probabil prea departe pentru ca ei să ne trimită nave spațiale. Dar de ce atunci avem nevoie de un sistem de alertă OZN? În iunie 2021, Congresul Statelor Unite ale Americii a raportat despre așa numitele fenomene aeriene neidentificate, iar termenul OZN pare să fi căzut în dezacord, devenind acronimul care nu va mai fi numit de acum înainte. Acest raport de 9 pagini numără 104 incidente înregistrate în 2004 și care au rămas încă inexplicabile. Dintre acestea, în 21 de rapoarte despre fenomenele aeriene neidentificate, aceste obiecte au demonstrat capacități tehnologice care nu au putut fi explicate de către Departamentul de Apărare al Statelor Unite. Acest videoclip arată un obiect în formă ciudată care zboară împotriva vântului. O alta dintre înregistrările declasificate arată un astfel de fenomen aerian care se mișcă pe o traiectorie neobișnuită și apoi dispare brusc cu o viteză foarte mare. Și aici un obiect se aruncă în apă și vine împreună cu altul asemănător. Desigur, există încă prea puține dovezi disponibile pentru a afirma fără îndoială că este un OZN. Toate aceste fenomene și obiecte au fost detectate întâmplător, majoritatea în apropierea bazelor militare. Dar imaginați-vă dacă acum am plecat să-i căutăm intenționat. Câte dintre aceste fenomene aeriene neidentificate am descoperit? Ce se întâmplă dacă sunt într-adevăr nave spațiale ale civilizațiilor extraterestre care au ajuns pe Pământ nedetectate? În acest moment nu cunoaștem obiectivele niciunuia dintre ele. Unii ar putea doar să observe și să adune informații despre viața de pe Pământ. Unii ar putea căuta resurse necesare civilizației lor. Și unii ar putea chiar să se pregătească pentru o invazie. Pur și simplu nu știm. Dacă am avea un sistem de alarmă instantanee care veghează asupra sistemului solar, atunci am ști cu siguranță dacă aceste obiecte provin din spațiul cosmic și atunci am putea înțelege ce fel de pericol, dacă există, ar putea să ne prezinte. Cu toate acestea, nu va fi suficient să punem un sistem de avertizare și de protecție în jurul Pământului. Dacă apare o invazie, probabil că nu vom ști prea multe despre asta înainte de a fi prea târziu. Dar așa apare întrebarea. Putem detecta din timp o invazie extraterestră? În plus, față de proiectul Galileo, care va urmări obiecte din apropierea Pământului și va analiza date de la diferite telescoape, există și ceva numit Comet Interceptor Mission. Agenția Spațială Europeană planifică o lansare pentru anul 2028. Această misiune este de fapt compusă din 3 nave spațiale diferite. Nava spațială compusă va călători până la punctul Lagrange, la 1,5 milioane de kilometri de Pământ. Va detecta cometele care trec prin sistemul solar, care nici măcar nu au fost încă descoperite, și se îndreaptă în direcția lor. Pe parcurs, cele 3 nave spațiale se vor separa și aborda astfel de obiecte și vor trimite datele colectate din mai multe puncte de vedere către oamenii de știință de pe Pământ. Dacă acesta detectează un obiect neidentificat, teoretic ar putea să-l studieze și să ne obțină datele cu mult înainte ca OZN-ul să se apropie de Pământ. Dar lansările, atât ale interceptorului Galileo, cât și ale lui Comet Interceptor, se află acum într-un studiu doar de planificare. Cum putem detecta obiecte neidentificate chiar acum? Pe scurt, pur și simplu nu putem în majoritatea cazurilor. În acest moment putem detecta doar asteroizi din apropierea Pământului care ne traversează orbita. Aceasta este misiunea observatorului astronomic Pan-STARRS, care a descoperit și Oumuamua.
Există de asemenea ceva numit Catalina Sky Survey și alte câteva asemenea proiecte. Pan-STARRS poate detecta 99% din asteroizii cu diametre începând de la 300 de metri în sus și Catalina detectează 90% din asteroizii începând cu un diametru de 40 de metri. Dacă vorbim despre nave spațiale mici, sonde sau trecăre pe care civilizațiile extraterestre le-ar putea lăsa pe orbită sau le pot trimite pe Pământ, nu avem nicio modalitate de a le detecta chiar acum. Dar dacă am avea un sistem OZN de alertă al sistemului solar, am putea decide cine are voie să viziteze Pământul și cine este deportat. Am putea chiar înființa un birou vamal spațial, apoi toți oaspeții străini și navele spațiale care soseau pe planeta noastră ar fi inspectați. Acest lucru ar putea ajuta la protejarea Pământului și nu numai de invazie extraterestră, ci și de exemplu de virus și bolile extraterestre. Probabil va trebui să facem o listă cu toate articolele interzise care nu ar trebui să pătrundă pe Pământ. Ce spuneți? Ați lucra într-un astfel de loc dacă ar exista? Și ce credeți că ar putea fi de fapt acele obiecte? Lăsați-mi toate părerile voastre în comentarii. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest episod, abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, dați share să vadă și prietenii voștri și nu uitați că vă puteți alătura canalului devenind membri exclusivi și să primiți diferite beneficii aici pe canal. Ne auzim data viitoare!